Cei care au credite ipotecare pe care nu le mai pot susține și cei care sunt deja în fază de executare silită au posibilitatea să își rezolve problemele prin legea dării în plată, o lege care oferă șanse de redresare financiară pentru mai bine de 160.000 de persoane. Și această lege a dării în plată, care ajută un segment de populație extrem de mare, mai exact în urma cifrelor date, de 160.000 de persoane la nivel național, cu credite neperformante și 100.000 de persoane aflate deja în fază de executare silită. Suntem mândri că inițiatorul legii dării în plată este un deputat liberal, domnul Zamfir, Daniel Zamfir, ajutat fiind de un avocat, domnul avocat Gheorghe Pipera, recunoscut la nivel național pentru succesele reportate în dosarele împotriva băncilor. Și cred eu că reprezintă un ajutor mai mult decât substanțial oamenilor care se află în acest moment în fază de executare silită, care au fost executați silit, este foarte important și acest aspect, și care în continuare au credite ipotecare de valori foarte, foarte mari. Avocatul Georgeta Mihuț a explicat pe larg care sunt procedurile pentru preluarea imobilelor ipotecate de către bănci și astfel pentru ca debitorii să scape de datoriile pe care nu le mai pot achita. Totul începe printr-o notificare adresată băncii prin intermediul unui avocat sau a unui executor, iar după 30 de zile sunt încheiate actele necesare la un notariat. Foarte important este că în decursul acestei perioade debitorul are și șansa de a negocia cu banca noi condiții de returnare a împrumutului pentru o eventuală reducere a costurilor creditului. Dacă nu se ajunge la un acord, se aplică după cele 30 de zile prevederile legii dării în plată.